Atunci când mă rog și mă adresez Maicii Domnului, Sfintei și Sfintei Maria, m-am prins la un moment dat când spun Maria, prin asta o invoc și pe ea, pe mama mea care este de asemenea Maria. Sărbătorile sunt povara cea mai grea. În momentele de cotitură, în momentele de nereușită, de neîmplinire, de supărare pe care le am și eu, atunci îmi lipsește foarte mult. Și uneori simt că nu o pot duce de una singură și mi-ar fi plăcut ca în momentele acestea de indecizie, de durere sau când primești eu palme pe nedrept, să-i pot pune elementar și eu capul pe umeri și să plâng sau să simt că toată oboseala asta mi-o cuprinde ea în mâinile ei cu atingerea pe care sigur că numai o mamă ți poate lua oboseala și ți aduce sentimentul acela de căldură. Eu, probabil că la capitolul de foarte multă muncă îi urmez destinul și mai cu seamă muncă, dar pe care o fac din satisfacție. Eu n-am făcut niciodată ceea ce nu mi-a plăcut. Că am muncit foarte mult. Și am muncit greu asta și făcut-o să înțeleagă că noi merităm să muncim altfel. Ea muncea la câmp acolo unde s-au cultivat ani la rând tutun. Iarna culegeau acest tutun în toamnă și în iarnă îl prelucrau deja pentru ca să ajungă sub forme de țigări care sunt atât de nocive, liniștind la acel timp că cât de nocivă este munca lor. Avea satisfacția din muncă, fiindcă vedea cum cresc copiii ei în alte condiții decât a crescut ea. Prima casă au făcut-o împreună cu tăticu, a doua casă, practic a finalizat-o singură, el fiind în acel timp la muncă la o fabrică din Râbnița. Și atunci ea, fără a face din asta foarte mare problemă, a zis că eu voi finaliza împreună cu meșterii. Deci casă frumoasă mi-a zis la un moment dat în interior, fiindcă aveam biblioteca pe care ea nu a avut-o niciodată. Știu că îi plăcea foarte mult Femeia Moldovei, chiar era revista asupra căreia se apleca și din care venea ulterior și cu sfaturi pentru noi, învățând din acea revistă anumite lucruri care fie o intrigau, fie ajungeau să o convingă. Lucru pentru care am să-i mulțumesc și care probabil că m-a ajutat să rezist după ce ea a plecat și pe mine și pe sora, faptul că ne-a învățat cum să prețuim banul câștigând noi. Dânsa zicea, contează să fii sigură de sine că vei putea câștiga acest ban. Nu acest ban să te conducă pe tine. Și noi asta ne-a reușit. Ea plecând, nu am dat noi bir cu fugiții în fața durerii și în fața disperării, dar am reușit să învățăm și să muncim în paralel și eu și sora și să rezistăm după mine cu demnitate.